Judecata de apoi a fost amânată. Ziua judecății este programată după 70 de generații de oameni și vom vedea în episodul de astăzi cum a 77-a generație de la Adam, Iisus Hristos, vine pe lume să o salveze. Și vom folosi pentru episodul de astăzi citate din Biblia Ortodoxă, deoarece considerăm că are o traducere mai bună a anumitor pasaje și vom vedea cât de mult se aseamănă cu cartea lui Enoch, care spune adevărul. Vizionează acest videoclip până la sfârșit și vei afla cum judecata de apoi a fost de fapt amânată de mult. Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta documentare, teorii incredibile, lucruri despre care puțină lume vorbește. Iar dacă vreți să fiți conectați și să primiți toate aceste informații, apăsați, bineînțeles, total gratuit pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui. Astfel, toate aceste documentare vor ajunge imediat la voi. Însă, să vedem câteva lucruri despre care nimeni nu vorbește. Mulți dintre voi probabil că au auzit de nefiim. Înainte de potop, îngerii s-au încarnat și s-au împreunat cu femeile oamenilor. De aici au rezultat o specie de uriași numiți nefilim. Acești uriași trăiesc înainte de potopul lui Noe și Dumnezeu distruge lumea în timpul lui Noe printr-un potop de ape. Această decizie este luată din cauza stricăcinii oamenilor. Oameni buni, tații nefilimilor, un număr de 200 de îngeri, numiți fiul lui Dumnezeu, pentru că erau îngeri care au coborât pe pământ, sunt pedepsiți, iar despre pedepsirea lor vorbesc apostolii Iuda și Petru. Iar pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, ci au părăsit locașul lor, i-au pus la păstrare sub întuneric, în lanțuri veșnice spre judecata zilei celei mari. Iuda 1:6. Iată ce ne spune și Petru 2:4. Căci dacă Dumnezeu n-a curțat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată și n-a curțat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe. Așadar, prieteni, acești îngeri care și-au părăsit locuința și nu și-au păzit vrednicia sunt legați până la judecata de apoi, când vor fi aruncați în foc. Foarte interesant, oameni buni, este că în cartea lui Enoch găsim aceleași lucruri scrise. Iată, am să vă dau un citat acum din cartea lui Enoch, 10:6-9. Apoi Domnul spuse către Rafael: prinde-l pe Azazel, leagă-i picioarele și mâinile, aruncă-l în întunericul veșnic și părăsește-l în pustia Dudael, fă să plouă peste el pietre grele și ascuțite. Învelește-l în întunericul de plin, să rămână acolo pentru totdeauna. Fie ca fața sa să rămână acoperită cu un voal gros și fie ca el să nu mai vadă lumina niciodată. Și când se va face ziua judecății de apoi, aruncă-l în foc. Ceilalți îngeri care s-au întinat cu femeile oamenilor au avut o soartă asemănătoare cu a lui Azazel. Apoi au fost legați în așteptarea judecății, dar nu ca să le fie dată sentința, ci pentru că judecata e la sfârșitul lumii. Sentința fusese dată. Iată ce ni se spune în cartea lui Enoch 10:15. După aceea Domnul îi spuse lui Mihail: du-te și anunță pedeapsa care le așteaptă pe Semiaza și pe toți cei care au participat la ce a făcut acesta, care s-au unit cu femeile, care s-au dezonorat prin tot felul de murdăriri. Și când vor fi dispăruți, când ei vor fi văzut că a pierit tot ce le-a fost mai scump pe lume, încătușează-i sub pământ pentru 70 de generații, până în ziua judecății și a sfârșitului lumii. Și cuvântul acestei judecăți îi va osândi pe veci. Și atenție, oameni buni! După cele citate mai sus din cartea lui Enoch și din pasajele din Biblia Ortodoxă, se pare că pământul a fost făcut pentru, atenție prieteni, 77 de generații. Așadar, ne putem gândi că Adam nu trebuia să locuiască veșnic în grădina Edenului, ci doar 77 de generații. Enoch este al 7-lea patriarh de la Adam, iar lui Enoch îi se spune, în citatul de mai sus, că ziua judecății de apoi este programată după 70 de generații, de oameni și nu de uriași. Enoch, prieteni, se află în a 7-a generație de oameni, după el fiind îngăduite încă 70 de generații de oameni. 70 + 7 = 77. Interesant, sau și mai interesant, este faptul că acea generație a 77-a de la Adam, respectiv a 70-a de la Enoch, a venit Iisus Hristos pe lume pentru a o salva. Și puteți găsi numărul de generații de oameni în Luca, capitolul 3. Dumnezeu este al 78-lea nume din acea înșiruire din Luca 3, fiindcă El l-a făcut pe Adam. Așadar avem 77 de generații de oameni până la Isus. De la Enoch la Hristos, oameni buni, sunt 70 de generații. Deci astfel putem deduce că Hristos a salvat lumea nu numai de păcat, ci și de la distrugere, amânând astfel ziua judecății de apoi, promisă lui Enoch. De aceea putem spune că perioada în care trăim astăzi este o perioadă de har, este o perioadă de grație dată de Dumnezeu, despre care nu știm cât va dura,
însă doar mila lui Dumnezeu ne ține pe pământ. Ioan Botezătorul, oameni buni, spune că Dumnezeu face curățenie în aria sa și că după curățenie urmează focul. Luca 3:17. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, neamurile, dându-ne un timp de har, lăsându-i pe evrei în împietrirea spirituală. Romanii 11. Prieteni, chiar și apostolul Pavel ne spune că Hristos a venit de fapt pe lume la sfârșitul veacurilor, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Evrei 9:26. Toți rabinii, oameni buni, de pe vremea lui Iisus Hristos, erau conștienți că în cartea lui Enoch scrie despre această perioadă limitată temporal, de 77 de generații de la Adam. De aceea, ei așteptau ca Mesia să vină să judece, să înlăture romanii și să facă din poporul evreu conducătorul întregului pământ. Lucru scris în Isaia, capitolul 60, capitolul 61, 62 și 63, iar în mintea lor era imposibil ca Iisus să fie Hristosul, adică Mesia. Însă Hristos i-a zis rabinului Nicodim: Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17. În continuare vreau să vorbim despre un pasaj biblic foarte interesant, despre cei doi martori ai Apocalipsei, sau cei doi martori ai mei, cum sunt denumiți ei în Apocalipsa, care sunt doi indivizi care vor profeți 1260 de zile la Ierusalim, apoi vor fi omorâți de anticrist. După 3 zile și jumătate de la învierea lor, se va declanșa învierea dreptilor. Și pentru a înțelege exact la ceea ce mă refer, am să vă citesc pasajul exact din Biblie, Apocalipsa 11:3-13. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au puterea să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Și au puterea să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, oricât de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va înlătura. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțelesul duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor mai da voie ca trupurile lor să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur pe pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au dispărut în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului din ceruri. Apocalipsa 11:3-13, după cum vă spuneam. Ce putem deduce din acest pasaj din Biblie? Ei bine, putem deduce faptul că cei doi martori prezentați aici, în orice fel vor apărea pe pământ, nu vor avea trupul învierii decât după ce vor fi distruși de fiară. Despre trupul învierii, acel trup cu totul special cu care s-a arătat Hristos ucenicilor, știm că este un trup în care nu mai există moarte. Romanii 6:8-9. Credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Corintenii 15:54 de asemenea ne spune: când trupul acesta a supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Întrebarea care se pune, oameni buni, pe care dacă aveți un răspuns, vă rog să mi-l lăsați în secțiunea de comentarii acestui videoclip, este foarte simplă. Oare de ce acești doi profeți care vor profeți 1260 de zile nu vor avea trupul învierii? Și există câteva variante, desigur, fie pentru că vor fi doi indivizi care se vor naște în ultimul secol, fie pentru că au trăit în vremurile biblice, dar nu au murit niciodată. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Evrei 9:27.
Și astfel, acest citat de mai sus din Biblie exclude posibilitatea reîncarnării, așa cum o susțin alte religii de pe planeta Pământ. Așadar, oricine este dator cu moarte. Însă nu uitați că profetul Ilie a urcat la cer într-un car de foc. Oare n-a murit? Ce putem deduce de aici? Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la sfârșit. Distribuiți-l mai departe, dați-i un like, o apreciere dacă v-a plăcut. Și nu uitați, dacă doriți să mai vizionați astfel de videoclipuri, să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul din dreapta lui. Până data viitoare, vă invit călduros să urmăriți și alte documentare și teorii incredibile pe care le găsiți doar pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete. Să auzim numai de bine și Doamne ajută la toată lumea!